Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce odinioară la scăldătoarea Vitezda ai vindecat cu puterea Ta pe Cel care zăcea de 38 de ani în boală și întâlnindu-L apoi în templu i-ai zis, iată, Te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție mai rău. Cel care pe sluga sutașului și pe fica femeii cananeence, numai prin cuvânt, pentru credința lor, i-ai vindecat. Însuți, întru tot milostive stăpâne, dăruiește-mi și mie puterea credinței să preamăresc puterea și dumnezeirea Ta. Iartă-mi, bunule Doamne, mulțimea păcatelor mele celor grele, căci fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Nu sunt vrednic să ridic ochii mei spre Tine și să cer îndurarea Ta, ci ca un bun și de oameni iubitor, milostivește-Te spre nevrednicia mea. Din patul durerii mă ridică și voința mea o întărește, ca să umplu în căile Tale, să împlinesc poruncile Tale și de greșeli să mă feresc. Că Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.